Innovation and You. Philips. La Penny întotdeauna vei găsi ceva care... Dalia 500 de grame la 15,29 lei. Penny. Economisim... Dalia 500 de grame la 15,29 lei. Penny. Bani, nu dragoste. Mihai și-a instalat ferestre cu profile Veca. Iar precizia germană de clasă A l-a inspirat să fie riguros în tot ce face. Când duce mai departe obiceiurile alor lui, ori de câte ori se transformă într-un șef de clasă A, chiar și atunci când petrece timp de calitate germană cu familia. Veca. Rigoarea germană stă bine în casele românilor. În momentele tale fantastice. Așa, ok, cum spuneam, Philadelphia adaugă mereu un zâmbet în plus. Philadelphia, bucură-te de moment. Iar pentru momente câștigătoare, hai pe gustaredetop.ro. Dacă-i cozel, e țapăn. Încearcă berea țapănă din Cehia. Cozel Premium, gustoasă și ușor de băut. Și Cozel Dark, surprinzător de răcoritoare. Cozel, creat în Cehia, iubit în toată lumea. În ultimii 25 de ani, lumea s-a schimbat. Tehnologia a evoluat. Iar noi am deschis calea spre experiențe de pariere mereu mai bune. De la agonie la extaz, te-am adus mai aproape de acțiune în fiecare moment. Lumea se schimbă, dar pasiunea rămâne la fel. Unibet, bet round. Super, go super. Superliga vă este oferită de Superbet. I have a message for you about Allison. Is this some kind of joke? We have a call special friend who answer. The phone call. Go down. No, that's not possible. You better leave now. I'll call him. Uite, bate Steaua, aleo! Eu știu să umplu pe televizor, să pui meciul! Aleo, 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 urei câmpuri! Dar nu trebuie să mă leacă din brânză. Vrei să mă leacă din brânză. Mai dăm! Ce să fac cu bine fără ouă? Că n-ai ce să fac fără ouă. Macaroni, vorbesc. Mă, de ce când stau și eu în turismă? Să nu mai fac bine. Nu de trebuie. Fac de nou acum, că nu vreau să nu stau în toată. Am zis să nu vreau de zi de masă fără ouă. Antoche. Sì, sì, è capitato. Lo sono, io sono di nuovo della Nazionale.
Și la mea pe care se facă efortul din ce s-o prea să te întâmplă să se întâmplă în așa doamnele de la ce se întâmplă să se întâmplă din o zi de informații care nu pot să vinți în acest după de prima o legită a fost din bună zi și s-a fost din ce zi și acum cum așa zi primul strategie experimental pentru cineva că ce se întâmplă mai logicul ca fața pe vele cum se ieși să prevezi, vrea a dus în față, trebuie să fie recepitare în sala, cel care a fost experimentat cu elementul din Norvegia, a supărat lucrurile din cu partea care care zic astfel că izolarul, cel care poartă pe vrat standără, a trebuit să fie motorul echipei în această seară. Deci începe cu un protest pe cei nu avem așa din care ne vor de fi domnul aceasta este situația totalici care nu și-au primit să varile din luna mai și de noi mințiți de conducere de posta conducere de primi banii o echipă care a convărbat pe banii ochicuiți trebuie să fie și la această formație moliți cu prima de promovare așa cum se întâmplă la multe echipe din Liga 2, care promovează cu speranță că banii din dreptul INTV vor fi tunicienți pentru a lege, pentru a fericii la gaura rusă din cont, o gaura se face și mai mare în fundul sănuchii. Până la urmă, copii cu mult și vă mulțumim de această vale din totul de pregătiți de Marius Copașa. Și când am făcut ce se vrea și au găsit ce se și au respectat acest moment de protest al celor de la Herman și altă politică care au lucrat în fiecare partidă. Se putea zice doar în acest Nu a evoluat cu rezultate deosebite, totul în centrul apărării. Însă, nu era o altă eu ca trebuie contribuții importante la promovația de la prima așa, că a faul de a făcut acolo, în ce ca lui Ezan să nu putem și să-l spun, Care trebuie să vizite pe care am făcut-o la ceva de la cifre cum știu.
Este singurul jucător în aceste prime etape cu două duble în Liga 1. Linge respinsă de Stoica. Biceanu s-a descurcat bine, Biceanu, apoi capitanul Petrișor Petrescu. A venit Sotanino. Hai, nu te enerva că-l poți face. Nu mai poți face. Fostul
de gratis. Ce scor? Echipa practic la care a jucat. Dacă vorbea cu ăla pe care Seto spunea că îi datorează totul României pentru că altfel ar mai vorbi. Nu cred că el a spus că nu are de. Antoca. Nu știu ce e de aici. Te duce în, în cameră sau pe Horta, îi se uită toată. Este și o reîntâlnire interesantă a lui Pantea. Față de bunica mea. Echipa la care a jucat mult în ultimul an, Hermann Stad, a fost învățată. Față de bunica mea. Față de bunica mea. Față de bunica mea. Mă, de unde mă fie? Aproape 2 ani înainte de ultima retrogradare a sibienilor, FCSB trecea de Hermann Stad cu 5-0. Cea mai mare diferență de scor realizată între cele două formații. Acum suntem în minutul 10. Wide la un pas să piardă acea minge într-o zonă importantă. Îi trimite lui Rusu, reprimește Wide, avansează și Olaru. Spre Olaru s-a vrut această pasă a lui Wide. Intervenție tare supra lui Opruț. Se duce repede Feșnic. Mino, Mățiu. A fost o minge comodă pentru portarul sibienilor. Butean. Bine. Alargă, generos, Butean. Presează pe Daua. Protejează. De urmărit ceea ce japonez e mijlocașul defensiv cu cel mai bun index instat din campionat în aceste prime etape. Cei familiarizați cu acest sistem de monitorizare știu ce înseamnă 236 în sistemul instat. Are o medie de 11 goluri câștigate pe meci și un procent de pase corecte cu 81%. A vrut să combine, a greșit Mino. Sota Mino. Îi place mai mult în Sibiu decât la București, spunea într-un interviu pentru... Nu, dar pe scris acolo, că nu ar trebui să la pe scris. Din Sibiu. O să iei, era 11 metri, nu permisă. Sunt prea mici tocari. Nu erau cu fi. Fiți mai serioși. Îl zic așa numai, că mă, oameni. Chiar și el a recunoscut... Goară și debreablă. ...nivelul seriozității poporului său. Ne-am pierdut foarte. Pui înapoi în gulat. Ciprian Ionuț Biceanu, Olaru, capitanul de astăzi al roșialbaștrilor. A căzut Mușii. Etapa se încheie din seara, în direct și la ora 21, Universitatea Craiova.
10 Botoșani. Nu poate. Să lungă a prins Botoșanul. Cum e Nicolae? Și încheie și aia. Nu e Nicolae, că eu am dispăr și că atunci e vreun că dispăr. Aia. Mă fac cu o șansă pe primul loc. Herman s-a împărțat, nu știu de Herman s-a împărțat. Iasă pe primul. Părțată la asta. Numai că e mai tare. Nu știu cum e mai tare. Mă nu, mă lem, lem, crangu. Și zic, nu, să mergi să-și zbuci pe mine. Acum comite o greșeală. Nu ca bătânie, prin de teau. Dar ar trebui să fie reducat din asta. De-aia a fost cumpărat. A fost Petrescu. A fost Petrescu. Se pare că vor fi mai de la care vor pleca. Că văd ploaie, nu mă aștept. Clubul este condus acum de un comitet director din care am înțeles că fac parte 7 membri. Doi dintre aceștia sunt motivi și sunt de final la finalizarea acestei echipe. Hai, ce fie eu? Stadionul va fi gata abia prin martie-aprilie, așa că până atunci Hermannstadt joacă în deplasare cumva, chiar dacă o face la Mediaș în județ. Ce pasă, Mona a dat-o pruț mai devreme, a iubit jocul ce a primis Al-Hassan. Bună, Suntem la continuator, prin multe timp, sâmbătă, viitor nu mai face nimic, nu mai stăm să mai face. Sâmbătă, nu mai face. Pleacă frumos Garezul. Da, chiar, mi-a plăcut să mă 22 de ani are. Da. Nu știi niciodată care... Arme, nu, Arme. Fondan. Urmărit de Radu Boboc, recuperarea lui Boboc. Dar scrie mai. Mai devreme îmi scuze. Da, pot fi și rusul. Să știi că aduce bine cu Durca. Aici faul făcut de Daua, veșnic aproape. Aici faul făcut de special și pentru Rusu, a jucat 2 la Hermannstadt, 18 goluri date de Rusu în tricoul sibienilor în două ediții de campionat. Asta nu cred că e bine, bine, e ca să-i scoare în timp. Nu văd aici, 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 nu A fost și în lotul României, la europeanul de tineret. Dan, presat de Al-Hassan. E totul. Un vip de zara. Reproșându-i acolo lui Oroian absența de la această combinație. Suntem aproape de minutul 20. Este primul corner de care are parte în această seară. Echipa lui Marius Mădărășanu. Echipa cu cele mai puține lovituri de colț în acest început de campionat. Hermannstadt.
Petrescu să execute. Sibiul cu 6 oameni în suprafața de pedapsă a roșialbaștilor. Fabiana, 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 A și greșit puțin la meciul cu Viking Stavanger în tur, dar la cât de poștie primul jucător aici în 2003 care a debutat în Liga, a debutat să nu vă uitați că fie ce vreau să vă. Degajarea lui Muțiu așteaptă care să ocupe poziții ofensive. Lovește această minge cu capul și tot el urmărește, preluarea este ușor largă. Ce fai, ok, ce mult strică recuperarea lui Butean, minge periculoasă, Butean, gol! Uite-te, vă! Ce acțiune a Sibiului! Natural, da! Arena Națională înscrie Butean în minutul 21! Și știi de unde pleacă tot de la Daua și ieșirea lui? Nu era să facă 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 să recupereze, dar facă să 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 facă lui Butean. Ce bine se așează pe minge. 5 meciuri, 2 pase de gol până acum pentru Butean. Ăsta este primul gol marcat de el în actuala ediție a Superligii. Parcă revăd meciul cu Chindia. Da, băieții ăștia joacă pentru ei, joacă pentru a atrage atenție, pentru a fi văzuți, căutați, ofertați. Avem verificare VAR. Cel puțin analiză încheiată, s-a încheiat analiza. O fac din obligație. Da. PCSB ia gol în fiecare meci din acest campionat. Este a șasea partidă în care echipa lui Dică, o echipă care n-a fost a lui Dică de la început, să spunem asta. În perspectiva meciurilor din Conference League, nu este neapărat o veste bună. Atitudine de relaxare. Cel puțin asta reiese din declarații. L-am auzit pe Dinu spunând că ce vine de aici e un bonus pentru noi. Un punct, două, trei, nu contează câte facem, ne-am făcut obiectivul. Nu e bine să gândească așa. Pleacă din nou Sibiu prin Opruț. Este singur, Opruț stă lângă. Tam rezistă. Opruț continuă. Cât de bine s-a descurcat Tam, i-a ajutat acolo de Boboc, Rață, Dulca și acum Waidă. Orchidee. Sibiul i-a rămas întins pe Gazon. E un fulg la schimb, da. Din nou foarte bun și în faza precedentă, venit bine pe combinație pentru a-l ajuta pe Opruț. Nu, 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 nu.
Nu centra. În partea a doua a întâlnirii cu Chindia, jocul a fost rezolvat pentru FCSB de intrările lui Davian Popescu. Olaru în teren astăzi, Juma și Davian Popescu rezerve. Mino urcă, urcă pentru că are spațiu. Baba Al-Hassan pasează lui Oroian. Are timp să centreze Oroian, mingea îl depășește pe Daua. Opruț. De trei ani aici la Genoa cu 2,5 milioane de euro în urmă cu mai mulți ani, dar a fost un fel de barter de fapt între Genoa, Chievo. Ca să arate și una și cealaltă că au vânzări și au încasări. Asta este ce a speculat presa din Italia. Dar este un fotbalist. Spuneam că a jucat și pentru naționala de tineret. Bobo, gata această linie, dar a stat autorul golului lângă Dan. Știi că după ce se va nu mai singurul metodan. Nu știu ce. Cum le tuni, nu are cum să facă. Mai greu în România decât în Europa. Am amenit să lua vitamine. Pantea, în lung de linie, pentru Rusu, Rusu lasă mingea să treacă, apoi face fault, intervine Fejer. Da, am trebuit să le pus în față. Care e Pantea de Iubiaca? Radunovic, Octavian Popescu și Iani Stoica se încălzesc. Nu cred totuși că va face de timp să ne dăm la pauză. Dar de la cabine, mai ales dacă scorul va rămâne ăsta, așa este chestia. Mai înainte să vedem gol. Gol, capa. Gol. Antoche pentru Muțiu. Hai să vedem capul. Degajare e greșită a portarului Sibian. Am apucat să fiu jumătate de oră din această primă repriză și nu ți-mi minte să fi văzut vreun șut pe spațiul porții al vicecampionei României. Nu s-a prins asta, pentru că am avut să mă bag. Daua. Dulca pentru Olaru, Olaru cu fața spre poartă, urmărit de Petrescu. Apare și Butean, Olaru nevoit să întoarcă mingea spre zona centrală. Musi de la Dumnezeu, drumul la mingea se retrimite în bandă pentru Olaru, centrarea cu stânga a lui Olaru. Unicor, precis, bine. Bine se apără formația lui Moldărășanu. Un antrenor cu mulți ani înainte, Sibiul nu va mai avea, a spus Dani Coman la plecare. Olaru. Plecase Boboc. Olaru. Pe Musi. Cere Wide. Cu primele 5 meciuri jucate, doar 3 goluri încasate
Eu pare lui Ianuș. Am dat de el. Dar el pare ale meu. Pentru că mi-am fi tras. Nu am putut. Mi-am tras mâna, știi? Eu am mai la știi un gol. Mi-am dat el. Dă-l tot în prosul. Dai punct. Ei, te duce carte pentru o față, să faci cu grup, ia și să fim, să fim imediat după mea vreo. Hai, zic. Care a făcut parte dintr-o echipă excelentă, construită în anii 90. Dai tu numărul mie și eu dau cu mine. O, ha, ce ce mai. Ce a fost? Ha, ce a fost? Stai, nu te ai dat. Bine tu, ce te știu să dai stradă. Hai, hai. Un singur gol până acum, marcat de Butean în minutul 21. Am întâlnit cu un scopit de scopit de care l-am găsit aici. Adică în pare, tare, nu atacă decisiv, în continuare arează de capitanul Sibiului. Nu este inspirat absolut. Nu a fost eu cu lupă de lupă. Au venit mulți oameni să-l sprijine, să-l susțină. Cum? Spuzați, față una de vreo, de vreo. Ați avut lucruri, față am stat. Prin special, față, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Păi nu vreau, dar tot mai decât știu. Păi nu vreau, era în vreo, n-am dat de tine, mă rog, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, puternic presați de la Michael Amadi, pe care a clubul lor le are. Jucătorii sunt repățiți, se spune, de multe luni. Nici bonusul pentru promovare de 4 de zi nu așa în totalitate. Este ca scăpere. Chiar că nu ori de la este un fost plată. Mino, atent acolo la marginea cameului. Tot el intervine încă o dată. Nu trebuie să care e Pruț. Prestare, este cum bate furii. FCSB reatacul cu și Tam, Boboc, Papa e mai rău, ce facem să se facem? Care rău pe tătăt. Mă dau la altul, acolo îmi vede tine. Vai de capul ăla. Nu mai vorbiți, lasă mă la meci. Acum mă, eu... Voi în etapă? Ce tu? S-a câștigat Roma. Oana. Experimentatul Daua. Al-Hasan, ajutat de Petrescu, Al-Hasan, Al-Hasan se dezechilibrează, alunecă în momentul în care se află cu 20 de metri de poarta lui Cinovano. Ce uitați? Moșii a primit de la Waidă, încearcă să țină balonul, Waidă caută și el să intervină pe traiectorie. A fost Biceanu, apoi Oroian, Opruț, Mino. Foarte calmi sunt sibienii. A zis, vine, vezi, că nu fie calmi. Echipa echilibrată la mijlocul terenului cu fotbaliști care stau bine în joc. Daua pentru Pantea. Au început foarte bine Farul și Rapid, ambele cu 15 puncte. Poate nu întâmplător pe cele două băni stau cei mai buni marcatori ai Naționalei României în toate timpurile. Hagi și Mutu. Asta mă ușa de schimb. Faul făcut de Mino. De Mino. E mai bun când e ce minge. Și cea mai scoate Mutiu, ce minge reușește să scoată. Intervenția de pe locul meciului. Asta e înainte. Dincă de raport. Mingea trece de Daua și este reluat de Ionas. Dracu ăla de portat. Uite, dracu că e gol acolo. Bine, am făcut un problem. Frutul de aici, ce fac? Centrează! Nu se înțelege cu Boboc, cu greu ninja. Centrează! De greu, direct în careu, Tam a rămas acolo. Dar păi dă-i mă încolo, că știi... Nu știi de ce e când e gol. Acum,
Da, nu, dar ce e un săpat în funga asta? E gol! Gol, 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 gol! Te drept, ce e rog ești la primul zi? Nu stai trebuie să dai aia, dar nu stai. E dimineață. Da, pasul nostru, poate să fie până aici. De ce stai acolo cu buzunianul? E înainte, o dată de la urmă. Nu e bine, nu e bine. Nu e bine, nu e bine. Nu e bine, cum o fac golul ăla mic? Să-l credem. Ia, la cupa. Da, domnilor. Eu ce e povestit în față de aia, dacă era mai în spate, cu metrul unul. Te-a luat așa, la numele ala. Ok. Nu, hai să... Păi dacă îl luăm ochi, ne ajungi, eu de-aia o așteptăm. Stai în apărare de lume. De pe stadion, suntem în competiție cu el, ar putea să-și stimuleze peluza. De ce? O săptămână nu mai avem chiar. La meciul de acasă cu Viking a dat peste cap instalația de sonorizare a arenei, care a cedat la un moment dat. Babar Hasan, nu ne-am banuat, stați din mine. Ocazii imense, ceva mai devreme. E noi bem pe ăla. Vorbeam de ofertele pe care le are. Una de afară și una din campionatul. A intrat din efect Tigon. Universitatea Craiova. Ar vrea să... N-aveți de multe amante. Ce legal? Ce ai de vizit toată care... Mihai Rotaru, transferul. Nu așa zic părerea, le-am zis dintre alte unde. S-a vrut să vadă ce ia. A spune că ratarea calificării în... face din Craiova una dintre candidatele serioase la titlu. Nu că n-ar fi fost, dar șansele Oltenilor în momentul de față, pentru că vor avea un program mai lejer decât principalele favorite, mai puțin încărcat, așa este. Faul făcut de rață. Două goluri superbe, unul venit în, la capătul unei acțiuni minunate a Sibiului. Cât mai când vedea din partea aia, după execuția... Ce ce s-a spus? Dică nici, nici... Nu poate, dar am să fie așa de mani, să fie preocupat, nu... Nu te aș fă din mai mult. Să simți din cum ăsta pe găcelă după... Închideți microfonul, vă rog frumos! Ar fi fost un atac frumos. Păcat pentru joc, pentru fotbal, pentru spectacol. Este și la ora asta foarte cald de la, la București. Horatiu Felix, anul trecut promovat de Comisia Centrală a Arbitrilor Europeni la categoria a doua categorie ca valoare în ierarhia arbitrajului FIFA, UEFA. În iunie a condus în Nations League Olanda Țara Galilor 3-2. Cu Gakpo, Depay, Bale... În care tata s-o cu Lampo. Are, aveți Lampo. Tam.
Așadar, yeah. FCSB, echipa care a cheltuit, uite, 1.700.000 pe Miculescu, 1.500.000 vor merge pentru Companio, deci 3.400.500 cu tot cu Bogdan Rusu, a egalat astăzi după o lovitură de cap a lui Tam, a dus gratis fundaș central. Faza a continuat și celălalt fundaș central, Daua. Așadar, oameni departe de atac au dus la golul egalizator. S-a descurcat bine Bogdan Rusu, nu a fost atât de potrivită, a fost apoi Waidă. Musi, Boboc, Waidă. Du-te, dracu, pută cu mâna ta. Sibiul pare să-și fi pierdut puțin din energie. E adevărat, și presiunea din partea roșialbaștrilor este în creștere. Daua pentru Waidă. Minutul 40 pe Arena Națională. Dambularu. Vadim Rață în linie cu vârful de atac. Panta este în partea dreaptă, liber, primește acum. Bine, mă, când intru copil în magazin și ia de acolo și ce face și mănâncă bomboana. Recuperează. Iese Opruț și e fault acolo. Nu intervine Feșnic. Ce s-au audit ce zic eu? Cum s-au audit ce zic eu? Da, s-au audit ce zic eu. Am zis că pun cu ăla gardă, cu ăla gardă. Nu mai vorbim. Microfonul. Dam pentru Daua. Milo recuperează, mingea este acum la Opruț. Nu atacă decisiv Waidă, Babal Hasan. Pentru Petrișor Petrescu, Petrescu trage de la distanță, de la aproape 25 de metri. Mingea se duce departe de țintă. Vorbeam de stațele celor două echipe, Hermannstadt CFR și Botoșani FCSB. Meciuri care ar fi trebuit să se joace în etapa precedentă, în etapa a șasea. Nu sunt meciuri simple, nici pentru Hermannstadt, ci nici pentru FCSB. Galben văzut de Rusu. 5 euro. Deloc. Multă lume vorbește despre prietenia cimentată în ani și atâtea transferuri dintre Botoșani și FCSB. Eu cred că lucrurile se schimbă. Îndrăznesc să sper că vom vedea Botoșani mai dinamic, mai arțăgos. A fost Antoche. Ce preluare greșită face Dulca și Sibiul are mulți oameni în preajma careului advers. Oroian urcă foarte bine și Opruț, trei oameni în fața porții. A respins același Dulca și acum Rață venit bine acolo în preajma propriului care. Rusu se întoarce. Musi se pierde din viteză și oamenii lui Măldărășanu se retrag cu toții. Fault. Trebuie să întoarcă faza, a făcut-o. Plecase bine Olaru. Aproape de fază Feșnic, cu o decizie bună. Pe măsură ce ne apropiem de finalul primei reprize, crește viteza în joc. Piedică a lui Mino. Poziție excelentă, perfectă, perpendicular pe poarta lui Muțiu. Musi pare rămâne singurul candidat la executarea acestei lovituri libere.
Hai să vedem. Musi. Hai să vedem. Musi. Are puțin lucru la 18 ani să fii lăsat să execuți un astfel de, o astfel de fază, să fii protagonistul unui astfel de moment important. Ne apropiem de finalul acestei prime reprize. Prezența remarcată a lui Dulca, la fel a lui Wide, în jocul cu Viking. Un joc consistent făcut de cei doi. Opruț l-a faultat pe Rusu. Dar Rusu își revine, chiar dacă își revine cu greu. A trebuit să tragă, să încerce, să rămână în teren, să arate. Place de el, se descurcă în momentul în care e chemat la combinație. Nu înscrie și pentru vârf asta e... Nu, nu mai poate, a căzut Rusul. A călcat greșit în momentul în care s-a întâlnit cu Opruț. Fundașul stâng al Sibiului a venit în viteză și din inerție l-a dărâmat pe Rusu. Un minut suplimentar. Atât am văzut că a arătat arbitrul asistent. Da, și probabil că Rusu nu mai poate continua. Pare relaxat. Veșnic n-a avut mari probleme. Să sperăm că așa rămâne până la final. Mi-aduc aminte de Chivulete aseară. Săracul a transpirat în alea 5-6 minute cât s-a uitat la ecran. Și imaginile alea, cei drept, l-au chinuit până au găsit băieții cadrul cel mai potrivit care să-l ajute. A trecut ceva. Dar Mino. E un moment grav pentru arbitri, gândește-te. Toată lumea așteaptă cu ochii pe tine să vadă ce decizie și tu nu înțelegi nimic. Din ce vezi, nu știi ce să hotărăști. Antoche, Stoica, în stânga așteaptă Opruț. Primește Raul Opruț. Pauză aici la Arena Națională. Joc frumos în prima repriză între FCSB și Hermannstadt. Este egalitate, 1-1. La unii mai și dorm, am văzut cadrul de mai devreme. Să sperăm că va fi mai multă animație în repriza a doua. Ne întoarcem într-un sfert de oră pe cel mai mare stadion al țării. Dacă cineva s-a numit dintre voi. Superliga vă este oferită de Superbet. Pariezi live și îți plac super cotele. Creează-ți biletul cu super oferta noastră. Urmărește toate sporturile cu streaming live. Descarcă aplicația și pariază pe super pasiunea ta. Superbet, împreună suntem super. În ultimii 25 de ani, lumea s-a schimbat. Tehnologia a evoluat. Iar noi am deschis calea spre experiențe de pariere mereu mai bune. De la agonie la extaz, te-am adus mai aproape de acțiune în fiecare moment. Lumea se schimbă, dar pasiunea rămâne la fel. Unibet, Bet Brown. Pariezi live și îți plac super cotele. Creează-ți biletul consultând super oferta noastră. Urmărește toate sporturile cu streaming live. Descarcă aplicația și pariază pe super pasiunea ta. Superbet, împreună suntem super. Bună, bună! Un cocktail la domnișoara?
Bine ai venit la show-ul Mari Dileme! Renunți să o impresionezi în felul tău. Draga mea, nu găsesc cheile. Eu sunt Ana. Ursus, ascultă ursul din tine. În plus, vara asta, răcurește-te și cu ursus fără alcool. Așa, băieți, Diclofenac Fiterman și mișcare. Diclofenac Fiterman unguent. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Tradiție, precizie, siguranță. Cu sculele Unior te poți duce la bun sfârșit orice proiect. Cei mai buni mecanici folosesc sculele Unior. Deodorantul Borotalco. Uită de transpirație. Îmbrățișează viața. Sac cu sac se face casă. Cu cimentul și liantul Multicem de la CEMROM îți construiești casa pe care o dorești. Noi îți facem treaba mai ușoară. Folosește CEMROM. Bună, bună! Un cocktail la domnișoara? Bine ai venit la show-ul Mari Dileme! Renunți sau o impresionezi în felul tău? Draga mea, nu găsesc cheile. Eu sunt Ana. Ursus, ascultă ursul din tine. În plus, vara asta, răcurește-te și cu ursus fără alcool. Când bei fresh, știi deja că o bucurie deschide o alta. Iar optimismul e molipsitor. Cucerește vara cu noua aromă efervescentă, fresh cu lămâie și portocală. Când facem cașcaval Napolact, punem în el tot ce avem mai bun. 1, 2, 3. Dă-ți și tu timp să-l savurezi în tihnă, alături de toți ai tăi. Cașcavalul Napolact, făcut așa cum se cuvine. Și eu m-am întâlnit cu tuberculoza, o bolă vicleană de care m-am vindecat. Recunoaște-i simptomele și... Indiferent ce facem, avem nevoie de viteză. De ce nu și împotriva durerii? Treci rapid peste durere cu Sinocam. Sinocam acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, spate și menstruale prin acțiunea sinergică dintre ibuprofen și paracetamol. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ți-e dor să vezi marea, muntele sau drumurile de țară? Vara asta Socar îți face plinul cu dor de ducă. Alimentează cu orice carburant nano de minimum 150 de lei, înscrie bonul pe concurs.socar.ro până pe 31 august și poți câștiga un voucher pentru 6 nopți cu autorulota sau carduri de carburant în valoare de 200 de lei. Socar, motorul proiectelor tale. Sindolor Gel are 3 substanțe active care acționează sinergic. Ciclobenzaprină, piroxid. Deschis scorul prin Butean în minutul 21. Sfert de oră când a scris superb cu un șut aproape sub bară. Un șut care l-a învins pe Muțiu. FCSB trebuie să câștige pentru a nu pierde contact.
13 puncte. Evident că vom vedea mai multe modificări, poate chiar din minutul 46. Rusu s-a accidentat în momentele de final ale primei reprize și cu siguranță va rămâne la cabine după aceste minute de pauză. Sunt mulți absenți față de meciul din Norvegia, care a adus calificarea în grupele Conference League, dar sunt și nume importante pe bancă: Octavian Popescu, Edjumar Radunovic sau Miculescu, nume pe care cu siguranță le vom vedea în teren în repriza a doua. Ne așteaptă un act secund foarte, foarte interesant de văzut dacă cea mai bună defensivă a campionatului de până acum, defensiva celor de la Hermannstadt, va rezista fără să primească un al doilea gol în fața celor de la FCSB. Rapid, simplu, precis, de încredere, ordonat, inteligent. Un singur aparat pentru față, bărbie, gât, nas, urechi și spate. Tu de aici, ra de acolo. Un singur aparat pentru tot ce faci. Philips Multigroom seria 7000. Innovation and you. Philips. Hai să-ți mai arăt ceva super tare. Îți iei cartela și ai și Vodafone TV Go. Tot ce vrei. Telenovele, filme cu supereroi, meci. Na, e 0-0. Lasă că ți-l înregistrezi să te uiți tu mai încolo, că acum te duci să-mi iei mie un cocktail. Merit, nu? Ia-ți cartela Vodafone cu 5 euro credit în prima lună și ai oferta 8 cu acces nelimitat în Vodafone TV Go plus șansa de a câștiga în promoția verii. Together we can. Vodafone. Mihai și-a instalat ferestre cu profile Veca. Iar precizia germană de clasă A l-a inspirat să fie riguros în tot ce face. Când duce mai departe obiceiurile alor lui, ori de câte ori se transformă într-un șef de clasă A, chiar și atunci când petrece timp de calitate germană cu familia. Veca. Rigoarea germană stă bine în casele românilor. La Penny întotdeauna vei găsi ceva care îți va aduce o mare bucurie, cum ar fi produse de calitate la prețuri bune. Săptămâna asta la Penny găsești Neumarkt, bere blondă 500 ml la 1,95 lei și Bonnie, cașcaval Dahlia 500 de grame la 15,29 lei. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Bună, bună! Un cocktail la domnișoara? Bine ai venit la show-ul Mari Dileme! Renunți sau o impresionezi în felul tău? Draga mea, nu găsesc cheile. Eu sunt Ana. Ursus, ascultă ursul din tine. În plus, vara asta, răcurește-te și cu Ursus fără alcool. Tine plăcută și sensibilitate dentară. Pasta de dinți Parodontax Gum Plus împrospătează respirația și este dovedit științific că menține gingiile sănătoase și dinții puternici. Încearcă acum noul Parodontax Gum Plus. Iar n-am prins prima repriză când ochim show-ul nevastă. Păi și ce ai făcut? Am pus-o pe maică-mea să o spune. Și-au vorbit tot meciul. Bravo, frate! Golden Brow, mereu inspirat. Când bei fresh, știi deja că o bucurie deschide o alta. Iar optimismul e molipsitor. Încerește vara cu noua aromă efervescentă. Fresh cu lumină și aromă. Iată produsul pe care ar trebui să-l cumpere orice bărbat pentru sănătatea prostatei. Prostagut, doar ori în șir, fără o trezire și din nou ai parte de multă iubire. Prostagut te ajută pentru o prostată sănătoasă. Disponibil și în cutii de 60 de comprimate la un preț și mai avantajos. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. În momentele tale de relaxare. Se duce și face. Da, așa, cum spuneam, Philadelphia adaugă mereu un zâmbet în plus. Philadelphia, bucură-te de moment. Iar pentru momente câștigătoare, hai pe gustaredetop.ro.
When you know what you're made of, it's easier not to make compromises. And those who don't make it outlast the world. They fill the room differently. They see life differently. They have an eye for spotting the uncompromised taste. When you know what you're made of, you live the way you want. Live the way you feel. Bex, unlock yourself. Dă-ți și tu timp să-l savurezi în tihnă, alături de toți ai tăi. Cașcavalul Napolact, făcut așa cum se cuvine. Rapid, simplu, precis, de încredere, ordonat, inteligent. Un singur aparat pentru față, bărbie, gât, nas, urechi și spate. Unde aici, de acolo. Un singur aparat pentru tot ce faci. Philips Multigroom seria 7000. Innovation and you. Philips. Ia uite, filmule, știi câte șanse ai să câștigi la loto? Una din 14 milioane. În schimb, la promoția Scol, ai o șansă din 5 să câștigi o bere. Una din 5 e câștigătoare. Cumpără Scol și ai o șansă din 5 să câștigi încă o bere. Hei, o să ai nevoie de asta. Hei, hei, poftim. Mersi. Hai. Ia încearcă cu asta. Mersi. Asta nu-o fi umbrela mea? Bine, din bine se face, Timișoreana. În ultimii 25 de ani, tehnologia a evoluat, iar noi am deschis calea spre experiențe de pariere mereu mai bune. Unibet, back round. Streaming live. Descarcă aplicația și pariază pe super pasiunea ta. Superbet. Împreună suntem super. Superliga vă este oferită de Superbet. Ne-am întors, este 1-1. Egalitate așadar pe Arena Națională între FCSB și Hermannstadt. Schimbări masive în formația lui Dică. Intră Cordea, intră Octavian Popescu, intră Miculescu, intră și Edjuma. Patru schimbări așadar. Rusu a ieșit accidentat. Următoarele modificări. Dulca iese. Rusu așadar accidentat. Deci rămâne Rață. Îndrăznesc să spun că Musi va fi înlocuit. Da, Musi e în teren. Musi e în teren, da. Musi e în teren. Deci este Rață. Dulca, Rață, Rusu. Hai, și mai avem unul. Octavian Popescu, Miculescu, Edjuma și Cordea. Da, Dulca, Rață și Waidă, linia de mijloc în totalitate. Da. Are și din
Sibiu aceeași componență, aceeași alcătuire. 11-le care a început meciul cu Muțiu, Butean, Antoche, Stoica, Opruț, Mino, Biceanu, Alhasan, Petrescu, Sotamino, Oroian și Paraschiv. Galben pentru Opruț. Începe rău repriza pentru Opruț și pentru Hermannstadt. Jocul s-a reluat de la scorul de 1-1, Sibiu l-a condus cu 1-0, gol marcat de Butean, a egalat Daua. A fost Pantea, Daua așteaptă Tam, primește. În stânga Boboc. Ejuma, neatent, Ejuma. Este singur Paraschiv. Ce vrea să facă? Ar fi trebuit să încerce mai repede să tragă. Este corner pentru Sibieni. Indiferent ce ar fi vrut să facă, a făcut prost. S-a mișcat foarte, foarte greu. Dar e aproape imposibil să vorbești cât, când vorbește cranicul stadionului. Ionuț Petrișor. Petrescu, la colțul terenului, capitanul din Hermannstadt. Echipa care ne-a arătat un fotbal frumos în prima repriză. Nu degeaba este neînvinsă până în acest moment. Mingea l-a căutat și l-a găsit pe Opruț. Centrare bună, bună lui Opruț, iese Ternovan. A nimeni nu atacă zona pe care iese portarului FCSB. Boboc, Musi în lungul de linie, primește. Lucrurile au stăteau chiar mai rău la pauza partidei cu Chindia pentru FCSB. Schimbările au adus răsturnarea de situație în 20 de minute, foarte repede. Musi, tehnic, frumos. Popescu. Banderola s-a reîntors pe brațul lui Octavian Popescu. I-a dat banderola Olaru, capitan al FCSB în prima repriză. Mâine seara la ora 21, vă spuneam, Universitatea Craiova joacă cu Botoșanul, Ion Oblomenco. Autonii se întorc din Israel. Daua Tam. Olaru primește de la Boboc. Pantea se lipește de tușa, da, din dreapta. Lui trimite Daua. Sibiul se așează pe două linii, îl ține în față doar pe Paraschiv. Ejuma aleargă după această minge și se apără foarte bine acolo. Ionuț Stoica îi trimite lui Muțiu. De 5 ani la echipă Ionuț Stoica, un fotbalist experimentat, 34 de ani. N-a tremurat mai devreme cu Miculescu în spatele lui, era presat și de Cordea. Biceanu continuă, se descurcă frumos. Baba Alhasan. Opruț. Sănătos. S-a așezat pe minge, departe de poartă însă. Mi-a plăcut ce a arătat Braul Opruț. Fotbalist tânăr, 24 de ani are. El recuperează acum, a încercat să-i trimite lui Baba Alhasan. Cordea între trei adversari găsește spațiu să iasă de acolo. Cred că nu se supără nimeni dacă spunem că
Andrei Cordea a fost omul acestui început de sezon pentru FCSB. Prezență de remarcat, în special în cupele europene, pentru că în campionat echipa n-a prea jucat până acum. Are o singură victorie FCSB, obținută chiar în etapa dinaintea disputării acesteia. Cade Olaru, destul de șifonat și în prima repriză Darius Olaru. Nu știi cum e el mereu, parcă e în centrul, epicentrul tuturor întâlnirilor dure cu adversarii. Nu se ferește deloc, nu se protejează deloc. Al-Hassan în partea din stânga pentru Opruț. A posesie bună în aceste prime minute ale reprizei pentru echipa lui Marius Măldărășanu. Stoica atacat de Miculescu, îi trimite lui Opruț. Al-Hassan cât de frumos se întoarce, trimite pentru Paraschiv. Oroian în marginea careului, centrarea lui Oroian, salvează Boboc, corner pentru Hermannstadt. Fanii Sibiului, jupenele alb-roșii. Sunt de vreo 4-5 ori mai mulți stewards care păzesc pe cei 3 oameni sunt. Băieții, i-am auzit mai devreme. Târnovanu, iese greșit Târnovanu. Nu i-a reușit degajarea, Sibiul rămâne sus prin Marius Antoche. Caută centrarea. Antoche vrea mai mult decât centrare și trage, e un șut periculos, bine trimis, bine executat, dar care a găsit un Târnovanu atent. Ai genul de execuție la două capete, dau tare înspre poartă, cine știe ce se poate întâmpla. Jocul se mută în cealaltă jumătate, lovitură liberă pentru FCSB, faultat Radu Boboc. Spuneam și noi în prima repriză că urmează o partidă cu impact emoțional, cel puțin pentru Radu Boboc. Farul FCSB, miercuri seara la ora 22. Farul liderul din Liga 1 după victoria de azi de pe terenul campioanei. Petrescu. Acum vine până acum faza Sibiului. Petrescu, ce ușor trece Petrescu de Pantea. Foarte ușor a trecut de foarte tânărul și evident jucătorul neexperimentat al FCSB-ului. Pantea. Ar să știu bine cei doi, vă spuneam, Pantea a jucat tot campionatul trecut la Hermannstadt. Uite că meciul cu Chindia, intrarea lui Ejuma, Olaru și Octavian Popescu a schimbat imediat cursul jocului și soarta acelei partide. Astăzi, vedetele formației lui Dică nu s-au văzut până acum. Și au trecut 8 minute. Dar n-am avut parte de acel foc, de acea scânteie de după pauză. Un sfert de oră nebun în care FCSB a reușit să întoarcă situația, care nu arăta deloc bine după prima repriză. Muțiu nu e cea mai curată preluare. Asta îl forțează să se grăbească puțin cu această pasă greșită către Opruț. Cordea. Pantea centrează din prima, mingea este oprită de Opruț, Cordea îl dă ușor la o parte pe Petrescu. Și acum Baba Al-Hassan, Paraschiv. Ce elastic e Daua. Aici era accidentat de Pantea. Da. Pantea intră tare la el. Așa este. Face corect Feșnic, trebuie să se informeze, uite reluarea, așa e, Pantea,
era în pericol să-l accidenteze pe Daua. Butean, autorul golului, ce gol frumos a marcat Sibiul în această seară, aici la București. Mare păcat că această echipă care joacă fotbal, joacă frumos. Uite golul lui Butean. Are dificultăți, jucători neplătiți, cum se pot gândi la meci, cum se pot concentra la performanță. E remarcabil că Mălderășanu reușește să-i țină în priză. Să-i motiveze. Popescu a primit de la Ejuma, continuă francezul și urcă frumos, așteaptă în dreapta Cordea. Ejuma pentru Cordea, nu este nimeni în careu, apare Musi acolo, Cordea! Un dribling cu care și-a culcat adversarul. E rețeta casei, această intrare a lui Cordea din dreapta spre interior. Aruncă de la margine. Pe careul Sibiului. Tam, Boboc desface și primește în bandă Musi. E nevoit să întoarcă pentru Tam. Nu știu dacă Niculescu a atins până acum mingea. Olaru, Cordea atacă zona centrală a careului, reușește să preia acolo. E oprit de Opruț. Feșnic nu fluieră Niculescu. N-avea ce să fluieră, s-au luptat corect. Asibienici erau acolo, un fault în atac. Cordea a încercat să protejeze și asta a făcut. A făcut-o bine. Vârful Daniel Paraschiv. Ce bine face această minge pentru Oroian. Apare Tam lângă Oroian. Se descurcă bine Tam. Are și puțin noroc. Popescu. Pantă. Cordea. Popescu urmărit de Biceanu, mingea ajunge la Musi. A întârziat mult Pantea, mult a întârziat. Vrea să atace mai repede balonul, să-l trimit apoi mai rapid către Juma. Să reia atacul de la Darius Olaru pentru Tam, Popescu. Lungă asta. Tare lungă. Bine, nu e servantul cel mai potrivit, Ionas Tam. Butean așteaptă prea mult, are noroc, mingea iese în afara terenului. Tot el repune din margine. Tavi Popescu n-a avut un sezon, un început de sezon foarte bun, a avut parte și de critici din partea patronului, dar cu el răbdarea... Uite-l în stânga aici, n-a fost foul, dar în stânga aștepta capitanul Sibiului, Petrescu, n-a primit mingea. Tavi Popescu ratează preluarea, dar Feșnic oprește jocul. Cred că a primit o palmă în față de la Ejuma. Asta cred că s-a întâmplat. Adică îi cere explicații lui Sebi Colțescu, arbitrul de rezervă de astăzi. Nu. Ba nimic. Nimic n-a fost. Nimic n-a fost. Nu pare să fie nimic. Treaba e că VAR-ul nu intervine pentru astfel de faze. Selecționerul în tribune. Încet intrăm în luna septembrie, luna în care Naționala va juca ultimele două meciuri din Nations League. Golul lui Daua din minutul 34, golul care a dus la restabilirea egalității. Acum cred că mingea vine de la Baba Al-Hassan la Daua.
Între timp Rață nu mai e în teren. Sunt imagini din prima repriză. Lovitură liberă pentru Sibiu. Petrișor Petrescu, de la mare distanță, la vreun metru de bara porții. Conducerea arbitrajului românesc cu Chiros Vasara și Augustus Constantin. Ne întoarcem la joc. Octavian Popescu. Cordea primește în dreapta, are spațiu, poate încerca să dribleze, poate încerca să pătrundă, așa cum a făcut-o nouă dată. Cordea trece, Cordea și-a închis însă mult unghiul și n-a mai apucat să scoată mingea și mai mult spre punctul de la 11 metri. Reușitele acestui început de sezon i-au sporit încrederea. Își asumă mult mai multe acțiuni, are mult mai multe idei când este cu mingea la picior. Olaru. Cordea a încercat să-i trimită lui Tavi Popescu. Acum Petrescu l-a văzut foarte bine pe Paraschiv. Vârful Sibiului joacă în lateral. Pentru același căpitan, Petrișor Petrescu. Sunt aproape 10.000 de oameni pe Arena Națională. Vedeți, e așa de cățuos, doamne, iartă. Chiar dacă intrăm în septembrie, în doar câteva zile. Are o schimbare de făcut Nicolae Dică și văd pregătindu-se pe Iani Stoica cu mai puțină râvnă decât Brada Slavescu și Radunovici. Butean. Repune repede Târdovanu, Olaru pentru David Miculescu, pleacă și Cordea. Miculescu întârzie pasa și este deposedat de Opruț. Petrescu încercând să-i trimită lui Alhasan, recuperează roșialbaștri. Olaru forțează o pasă pentru Tavi Popescu. E Juma deposedat de Sotamino. Acum Petrescu. Atenție la această plecare a lui Oroian. Iese bine, iese inspirat Târnovanu. Da, mai bun de la meci la meci Târnovanu. Contează mult să joace, prinde experiență. Boboc stopează balonul corect, îl oprește corect. Musi cere hands. Nu văd cum i-ar putea da. Și Feșnic era chiar lângă fază. Mingea practic l-a lovit pe jucătorul Sibiului. Alhasan sperie oamenii în jur. Sperie pe panta. Mic, puști. Avem reloare să vedem, poate. La faza de mai devreme. Nu. Nimic. Antoche se apără corect și tot el declanșează acel contraatac din care a ieșit cornerul. Bine plasat Feșnic, era lângă fază. Petrișor Petrescu, capitanul Sibiului, cu 25 de minute înainte de finalul acestei partide. Gol! Gol pentru Sibien, ce reloare, superbă reloarea lui Paraschiv. Fază fixă și Sibiul conduce pe Arena Națională. Gol marcat de Vârful Paraschiv. Minunată execuție. Al treilea gol al lui George Daniel Paraschiv în această ediție de campionat.
Ce poziție grea și cât de bine lovește. Asta, exact asta a vrut să facă. Super gol. Bun, și l-am văzut foarte bine jucând și în fazele care și-a lansat cu echipierii. A dat pasă de gol astăzi, să nu uităm, Paraschiv, el i-a pasat lui Butean, i-a culcat mingea pentru acel șut cu care Sibiul a deschis scorul. Iar acum marchează un jucător în vârstă de 23 de ani. Intră Radu Slăvescu. A ieșit. Pregătește și Mălderășanu două modificări. Și toată corda este tras. Ar fi trebuit să oprească jocul pentru fault. Corda a fost tras. Fault aici. 2 schimbări la Sibien. A iese Petrescu și intră Năstăsie. Intră și Silviu Palaure, fostul jucător al Astrei. Un jucător care știe ce înseamnă un meci cu FCSB la intensitate maximă. A prins toți acei ani ai rivalității Astra-FCSB. Și Al-Hassan. Al-Hassan destul de lent astăzi. A fost în meciul de azi Paraschiv mai vârf decât tot ce a avut FCSB-ul în atac. Decât Rusu și decât Miculescu până acum. Da, mai e o jumătate de repriză plus prelungirile. Antoche trimite departe fără adresă sau, mă rog, destinatar Tam. Se grăbesc băieții lui Dică. Oprus pentru Paraschiv, urmărit de Daua, din spate Palaure, intrat cu energie, intrat cu dorință de a face ceva. Și mi-aduc aminte faza golului, mai știi de la ce a plecat? De la sperietura aia pe care... Da, Pantea. Pantea a trăit-o și a dat în corner. Deși avea om cu care putea să combine. Radaslavescu, Cordea, urcă Pantea, Cordea, forțează pătrunderea care o... Cordea, centrează bine, frumos a centrat. A venit târziu Miculescu, aruncare de la margine pentru FCSB. Olaru, Octavian Popescu. Butean s-a opus și a făcut-o foarte bine. Năstăsie a trecut și el pentru puțin timp în control. Mingea s-a întors la el. A, cât de frumos a mers acțiunea Sibiului până la un moment dat. Cordea. Lângă el Opruț. Daua. A?
Olaru, Tam, pleacă Boboc și primește în spatele liniei defensive șutul lui Miculescu, blocat de Stoica, se cere penalti. Suporterii gazdelor aflați la peluză protestează vehement. Da, cade rău Boboc. Cade rău, dar el n-a fost atacat. Da, acum nu știu ce ar fi putut să facă Antoche. Deocamdată Feșnic nu dă drumul la fază, probabil că se are mai... Are în cască dialogul. Se face și... Se fac schimbările. Sau una. Una. Iese marcatorul golului 2 al sibienilor, Paraschiv. Și intră Bucăcean. Iată golul de 2-1 al sibienilor. Ce meci a făcut Paraschiv, pare ușor accidentat, le-a explicat celor de pe bancă un anume moment petrecut în teren, când a rămas cu piciorul înfipt în gazon. 20 de minute, Sibiul conduce, trebuie să recunoaștem că ar fi bomba începutului de campionat, chiar dacă echipa lui Marius Măldărășanu este neînvinsă. FCSB s-a chinuit acasă și în deplasări până acum. A fost greu să scoată punct la Mioveni, a făcut egal cu Universitatea Cluj. Victoria cu Chindia s-a... cu Rada Slavescu, Giuma se apropie de careul Sibiului, îi trimite lui Corda în partea dreaptă, Corda întâmpinat de Oprut și de Balaure, vine și un al treilea jucător al lui Măldărășanu și îl blochează pe omul de bandă al lui Dică, șutul lui Rada Slavescu, acum Boboc, cei doi au fost cu echipieri și la Faro, sunt cu echipieri și aici, la FCSB. De neînțeles continuarea lui Olaru. În teorie ar fi trebuit să fie foarte proaspăt, fiind jucătorul care n-a evoluat în Norvegia, fiind suspendat. Pare obosit, marcat, apăsat de joc. Bine seara în direct aici, Universitatea Craiova joacă cu Botoșani, ultimul meci al etapei, la ora 21. Opruț. Bucăceanu. Nu, n-a fost el, îmi cer scuze, Năstăsie a fost. Ce ușor e depășit Daua, cât de ușor a trecut Bucăceanu. A revenit Tam și l-a băgat în colț pe Bucăceanu, dar acesta l-a făcut ușor de tot pe Daua. Sunt momentele în care Daua își arată limitele. Este un băiat truditor, bine clădit fizic, elastic, cu prezență bună în ofensivă. Ar greșește de multe ori în spate. A
Aricoșeul putea să aducă profit pentru Niculescu și pentru echipa sa. Îi trebuie de ultimul sfert de oră, 2-1 pentru Sibiu aici pe Arena Națională. Pantea scoate mingea în zona liberă de la centrul terenului, dar ideile întârzie să apară pe construcția atacului echipei lui Dică. Olaru, Niculescu, Tavi Popescu pentru Cordea, opruț pe spate cu capul, acordă corner. Pentru mine opruț a fost al doilea cel mai bun jucător al sibienilor astăzi, după vârful Paraschiv, marcator și autor al pasei decisive pentru Butean. Să vedem ce va mai fi până la final, un sfert de oră, cu tot cu prelungiri, până în 20 de minute. E etapa intermediară, spuneai de acel ultim meci al etapei care se joacă mâine seară. Deja marți începe etapa intermediară, o etapă în care Hermannstadt are de jucat pe teren propriu cu Universitatea Craiova, în vreme ce FCSB merge la Constanța pentru meciul cu Farul, ocazia mare de mai devreme a Sibiului. Pantea, Olaru, Tam. Boboc l-a găsit bine, Boboc, de Rada Slavescu, vine Pantea. De pe loc, cu piciorul sub ea, doar Peluza se bucură. E minutul 78. Bună degajarea lui Muțiu. E Juma, e ținut acolo de Sotamino. Este Minnesota sau Mina, Mino. Știi că îți vine să-i zici tot timpul Mina, Mino. Cred că și lui ar părea. Ce frumos merge acest atac al FCSB-ului. E Juma, scoate în dreapta pentru Andrei Cordea. Cordea caută șutul. Cordea, o bucură de colț. De când a intrat pe teren, asta așteaptă. Dar Sibieni îl blochează foarte bine. Îi închid posibilitatea găsirii unui culoar. Se dublează bine. Vin mijlocașii alături de Opruț. Și Cordea n-a avut până acum ocazia sa. Toți jucătorii Sibiului în propriul careu. Tam scăpat din marcaj, trimite pe spațiul porții. FCSB ar trebui să fie îngrijorată gândindu-se la meciurile din cupele europene, dar și la viitorul acestui campionat, că în seara asta nu și-a creat ocazii, n-a avut ocazii de gol. Niculescu, previzibil, iese o pruță. A fost însă faultat David Niculescu. A fost făcut de Balaure. Rada Slavescu pătrunde frumos. Rada Slavescu se oprește, încearcă să combine și o face cu Octavian Popescu. În stânga așteaptă Boboc, care caută să pornească spre careu. A fost oprit de Butean. Minutul e 80. Butean, autorul... Mamă, la Spider-Man. Omul care a deschis scorul aici pe Arena Națională, repune din margine, recuperează gazdele. Mă piși pe voi și pe microfoanele voastre, opiți-le, fireței drept. Pantea, Balaure, ajută și Opruț, Cordea, Olaru,
Iona Stam din prima pentru Tavi Popescu. Tavi Popescu încercând să treacă printre doi jucători ai Sibiului. Mingea ajunge la Radu Boboc. Din nou Darius Solaru cere cordea în partea dreaptă, dar pasa e una scurtă pentru Daua. Pantea, cordea trece printre trei adversari, dar se duce de-a latul terenului. Offside la Cordea. Acest capitol, cred că e pe primul loc, ajunge undeva la vreo 55.000 de oameni strânși deja la meciurile de pe teren propriu din campionat. Evident că incredibil ce greșește Pantea. Ce greșeală poate să facă? Poate să meargă la 3-1 Sibiul, dar a intrat în unghi. Te vezi micile detalii care fac diferența. Dacă ar fi jucat Radunović, venea Bobo. Centrează, respinge Sotamino. Mingea se întoarce la echipa lui Dică. Cordea scoate la marginea careului pentru Olaru. Pantea, Daua. Eciuma. Corner. Nu, e corner. Eu așa am văzut. Dar eu am văzut. E și galeria, da? Nu se pune. Ia să vedem. Nu, n-avem reloare. A ieșutul de mai devreme a lui Buhăceanu. E 2-1 pentru Sibiu și Sibiu a mai avut dacă nu două, cel puțin o ocazie mare. Sibiu a avut ocaziile, da. Nici de cum FCSB. Balaure. Stoica a întoarce bine jocul. Sotamino încercând să îl angajeze în dreapta pe Butean, un flanc lăsat liber acum de Sibieni. Accelerează Tavi Popescu și aruncarea de la margine pentru echipa lui Dică. E fault. Da, da, e de fault. Dacă era margine ar fi fost pentru Sibieni, că l-a atins pe Octavian Popescu ultimul. Boboc. Trece Cordea, iese și centrarea, strică puțin Niculescu. Mingea așteptată de Daua, care va rămâne acolo. E clar, rămâne în careu, doar Tam se retrage. Așa îl va găsi finalul de joc pe Daua, ca vârf de atac. Rada Slavescu blocat, apare Daua. FCSB continuă, încearcă să țină Boboc controlul balonului. Nu iese nici de această dată. Și uite democrația fotbalului, care face ca un japonez care nu a jucat nicăieri în țara lui și în România a jucat la Metalo Globus să vină și să se opună unor fotbaliști care au costat sute de mii, dacă nu milioane, în cazul lui Niculescu. Oroian spune că nu mai poate continua. Ăsta este motivul pentru care Mălderășanu pregătește o nouă schimbare. Băuță pentru acest final care se anunță incendiar aici pe Arena Națională. E 2-1 pentru Hermannstadt, echipă neînvinsă până acum în acest start de campionat.
Sunt chiar două modificări la care apelează Marius Măldărășanu, Călin Popescu și Răuță. Iese Sotamino. Da? Nu e rău, Sotamin. Aia. Uităm. Alergă mult, a? Disciplinat. Oroian, într-adevăr, aici. Și seamănă bine cu Seto Takayuki. Evident, sunt bun prieteni cei doi. Takayuki Seto l-a ajutat mult pe Mino. Integrarea în viața total diferită pe care o avem aici față de cea din Japonia. Boboc! Este condusă pe teren propriu. Miculescu recentrează. Daua nu sare. Balaure. Năstăsie pentru Buhăceanu și Sibieni scapă către poarta adversă. Buhăceanu se duce către careu. Buhăceanu și închide unghiul, trimite în plasa laterală. O nouă ocazie mare de tot pentru Hermannstadt aici. O nouă greșeală imensă a lui Daua în fața celor de la FCSB. Cum a fost depășiți? Intră și atacă decisiv Daua. Rămâne cu bucuria unui gol superb Daua, dar cu tristețea unor ieșiri total eronate în meciul de astăzi. Tam se descurcă, elegant s-a descurcat Tam. Olaru. Rada Slavescu. Dar îmi place de el. Altul la vârsta și la scorul ăsta s-ar fi gândit să joace liniștit, să caute, să dea o pauză scurtă. Magica Hagi spune despre el că e cel mai bun copil din generația lui. Da, este. Am spune că a fost cel mai bun al nostru la campionatul european sub 19 ani din această vară. Tensiunea crește. Ar fi trei puncte imense, uriașe, pe care FCSB le-ar pierde. Și te duci cu gândul la ediția trecută de campionat, când ți-au lipsit acele două, trei puncte pe final de sezon să iei titlul. Ochii una pe cealaltă, FCSB și CFR nu s-au uitat în jur așa prea bine. Au crescut adversari puternici. Echipe care, așa cum e cazul Sibiului, joacă și de foame. În speranța că vor atrage sponsori, vor convinge oameni să vină alături de o formație excelent pregătită. Nu întâmplător n-a bătut-o nimeni până acum în campionat. Rada Slavescu. Daua. Pantea. În scurt timp vom vedea minutele suplimentare pentru această întâlnire. Bravo lui Marius Măldărășanu. El a făcut treabă și la Astra cât a stat, n-a stat mult. Balaure, dar mingea iese în afară, direct din degajarea lui Muțiu.
Pantea. Boboc, spre un careu în care au apărut toți jucătorii înalți ai FCSB-ului. Tam este acolo. 5 minute suplimentare pentru această întâlnire. Enciuma! Frumoasă de vizionare! Și a consumat poate loviturile câștigătoare cu capul în această săptămână. Cu golul foarte important marcat cu Viking. Darius Solaru găsește pe Cordea, dar a înțeles perfect pasa Raul Opruț. Solaru pentru Panta, oprit acolo de Silviu Balaure și Buhăceanu. Este coșmarul lui Daua pe acest final de meci. Panta. Tam a rămas în față, lângă Miculescu. E Giumaie și el acolo. Preia e Giumaie! Gol, 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 gol! Se face 2-2 în al doilea minut de prelungiri. Cu bune și cu rele jocului Daua, gol și pasă decisivă, pentru că el a dat pasa asta lungă pentru Marco Giumaie. Să vedem dacă totul e în regulă. Da, da, e corect. E corect, poziție corectă a lui Ejuma, care trece de Butem. Îți care și varul ăsta, bucuria lui, se bucură oamenii de două. Plătește o pasă de 50 de metri dată de Daua pentru golul egalizator înscris de Giuma, la care a greșit Butean, s-a plasat greșit, dar asta nu-i scade cu nimic din meritele lui Daua pentru pasa bună pe care a dat. Pantea, Cordea în centru, cere Olaru și primește. Boboc. Este Niculescu, care nu reușește să controleze, apare și Giuma. Balaure, valtează francezul. A, Balaure a știut cum să obțină această întrerupere a meciului, de asta avea nevoie Sibiul cu un minut și jumătate înainte de final. Muțiu caută galbenul. Feșnic doar l-a speriat. A dus mâna la buzunar. Și atât. Olaru îi așează mingea lui Octavian Popescu, care face bine pentru că veniseră adversari alături de Boboc, Târnovanu, Tam, Darius Olaru, Pantea. Mai este timp pentru un atac al formației gazdă sau al Sibiului, de ce nu? Pentru că a fost gata să intercepteze Răuță. Margine, la margine este Pantea, Tam. Mai mult decât o centrare, mai degrabă o degajare a fost. Și aruncă de la margine oaspeții ultimele 30 de secunde. Dacă Feșnic nu va mai pune în plus încă un minut. Butean. Oricum a pus mult. Gândește-te că
Schimbările au fost făcute, 4 din ele, înainte de repriza, practic la pauză. De acolo ai fi putut avea încă un timp suplimentar. Da, și se termină, se termină FCSB Hermannstadt 2-2. Un pas greșit făcut de echipa lui Dică pe teren propriu. Sibiul rămâne neînvins în această ediție de campionat după 6 meciuri jucate. Evident că mai are și restanța cu CFR. Nu se anunță o toamnă neapărat foarte bună în Europa pentru echipa lui Nicolae Dică, dar lucrurile se pot îndrepta. Rămâneți alături de noi pentru că în foarte scurtă vreme vor veni de aici, de la Arena Națională, reacțiile cu principalii eroi ai meciului. Thank you.